Oameni buni, români talentați, prietenii și familiile lor au motiv de sărbătoare. Iată, Smiley și Gina au devenit părinți, iar cum ei sunt acum extrem de ocupați, ea la maternitate, el ce face? Smiley ilustrește pătuțul roz și cine știe cât o mai face. Vreau să spun că intrăm în legătură directă acum pentru ultimele vești cu bunul lor prieten și prietenul nostru, Pavel Bartoș. Așadar, Nicolaine, tu ai venit să mă ajuți. Da. Îl salutăm și pe prietenul nostru, Ciucă. Astăzi... Ciucă are liber și îl salutăm. Trebuia să-l sunie pe Bartoș. Dar vinetele ți-au luat mințile. Lasă, gata, că am făcut eu. Ai zis că e pregătit acolo. Exact, exact. Și nici nu vorbim cu gura plină la televizor, că așa fac și eu. Exact. Exact. Mamă, dar cum sunt senzaționale, este? Doamne, ferește. Salut, Pavele! How? Ce faci, Pavele? Să înțeleg că sunt în direct deja, ca să am grijă cum vorbesc. Da, ești în direct la Pro TV, salut! Salutare, salutare! Ce faci, Pavele? Ești la Odeon? Uite, sunt aici pe la... Da, sunt pe la Odeon, dar nu pentru că aș avea treabă la Odeon. Aveam treabă în altă parte, dar am oprit în condiții de siguranță. Și da, la Odeon aveam loc de parcare. Am înțeles. Și oricum nu plătești parcarea acolo pentru că ești actor la Teatru Odeon. Și atunci ai parcat mașina acolo și pleci 2 km pe jos unde ai treabă. Da, sunt ambasador al teatrului. Da, și mi-e mai bine merg 50 de kilometri. Și ce dacă plouă și ce dacă ninge, nu contează. Să știi că dacă ai timp o să treci pe la noi, că avem niște vinete, o salată de vinete senzațională. Am înțeles, genul programului îmi face în ciudă. Exact. Ce face tăticu Smiley? Măi, păi nu știu, întreabă-l pe el, nu l-ai întrebat, el face foarte bine. Eu când am vorbit cu el, era, nu se poate descrie în cuvinte starea pe care el acum, adică tu știi foarte bine ce am trăit noi. Exact. Nu? Exact. Adică nu se descrie, e așa sau nu e așa, că nici nu pot să spun, e roz, e mov, e maro, e, nu, e o stare, e acea stare, e starea de tătic. Starea de tătic pe care toți tăticii o înțeleg. În sfârșit, viața are sens. În sfârșit, Smiley a scos cel mai mare hit al lui de până acum. Da, bine zicea, stai un pic să dau și eu un pic așa, acum că nu e nimeni pe aici prin jur, dau un pic jos asta, special pentru voi. Așa. Da, într-adevăr, și mă bucur că i s-a întâmplat, pentru că își dorea acest lucru. Și sunt nu știu, am impresia, el cumva e parte, știi cum e, parte din familia mea și atunci am așa o bucurie de parcă zici că, nu știu, fratele, sora, cineva tare drag mie, cum să zic eu, are o bucurie. Da. Foarte da. Frumos. Noi vedem imagini cu pregătirile cu o seară înainte, când el și Gina se pregăteau, aranjau pachetul, bagajul, ca să poată să meargă la maternitate. Ia uite, să fiu mai frumos, asta e, să mă plouă. Da, așa e. Ai văzut ce emoționați erau? Da. Știi că dacă el o să vadă, acum încă nu realizează că el de fapt de vreo 9 luni de zile, el, Smiley, are o față schimbată. Total. Dar nu, cum să zic eu... E fața aia de viitor tătic. E fața aia de bucurie, de un fericit. Exact. Pavel... Ia uite, bă, ți-a oprit imaginea, dar stai că acum te vedem. Acolo e Teatru Odeon în spate, da? Da, e Teatru Odeon, e vorba aia, a doua casa mea. Așa. Exact. Așa. Eu mă bucur foarte tare că am intrat în legătură directă cu tine și să ai o zi frumoasă în continuare, Pavele. E tot ce putem să-ți spunem, tot ce e mai bun să fie la tine. Măi, știi cum e? Uite, vezi, deși o vreme vorba aia, dintre asta mai ieri era primăvară, astăzi iarnă. Măi, totuși, vezi câtă bucurie este în lumea asta? Și ce bine e în lumea asta câteodată. Trebuie măcar trebuie să vedem lucrurile astea. Da, e important. E important pentru că, știi cum, în general, hai să nu ne bucurăm doar când ne e bine. Dar fii sincer cu mine, au fost 44 de pahare, câte ai consumat? Măi, eu respect tradițiile, atâta spun. Atât, perfect. Asta îmi place de tine, că ești un om serios și nu te dai în lături când e vorba de tradiții. Așa zice la tradiția, păi, 44 de pahare, așa trebuie să fie. Măi, nu te pui cu doamne, doamne, nu? Exact. Îți mulțumim mult de tot, Pavel. Și cu mare drag. Să ai o zi bună și abia aștept să ne întâlnim și aici în platou. Așa, și sănătate părinților proaspeți.
părinților, așa, bunicilor și să se bucure de fetiță. Te pupăm, Pavel! Așa e, cu drag, vă pup și eu! Numai bine!